vom prefața și meciul cu CFR Cluj de mâine și vă răspunde cu drag întrebărilor voastre. Domnule președinte, bună ziua tuturor, bun venit, domnule antrenor Claudiu Stoica. Este adevărat, un moment dificil pentru noi, trăim o perioadă dificilă acum. După părerea mea, venirea domnului antrenor Flaviu Stoican în acest moment este mai mult decât un act de curaj. Sperăm la mai bine, avem două meciuri dificile. După cum am mai discutat despre subiectul ăsta și în evenimentul de ieri la Creștem Campioni, vorbim despre o renaștere. Nu trebuie să fie judecat ceea ce s-a întâmplat până acum. În viața unui club există și momente de criză. Felul în care ne comportăm și reacționăm în aceste momente de criză ne definesc ca oameni și ca performe. Eu am deosebită încredere în domnul antrenor, am deosebită încredere că vom lua deciziile cele mai bune pentru reconfigurarea lotului de jucători și vom face tot ceea ce este omenește posibil pentru ca această echipă să ajungă acolo unde ne-am obișnuit să fie în ultimii ani. Chiar dacă cumva pare că este dificil să mai prindem play-off-ul, dar lupta pentru locurile 7 și 8 nu s-a terminat. În condițiile în care clasamentul este atât de strâns în partea de final a lui, după momentul jumătățirii punctajului, diferența se va face de atitudine, de calitatea jocului, de strategie. Ce să spunem, oricine va avea șansa să prindă și locul 7-8, care va fi deosebit de important pentru accederea în cupele europene, dar la fel de bine, orice echipă va fi foarte aproape și de zona fierbinte a clasamentului, de zona retrogradării. Noi ne dorim din tot sufletul și obiectivul nostru principal va fi accederea totuși în cupele europene. Și bugetul clubului este ajutat de o eventuală accedere în cupele europene. Știți foarte bine, suntem un club care ne autofinanțăm. Ajutorul din partea unor forțe externe este extrem de mic. Avem finanțatorul nostru care este grupul El Saco, reprezentat în primul rând de domnul Valeriu Ieftine, domnul Parfenov Petrică, domnul Jitaru Ovidiu și domnul Doru Popa. Sunt oameni care sunt trup și suflet pentru acest club, pentru comunitatea botoșineană, dar resursele financiare asigurate doar de un singur grup nu sunt suficiente pentru a face performanță cu adevărat în Liga 1. După cum ați sesizat, în ultimii 6 ani de zile, acest campionat din acest an fotbalistic, eu îl consider cel mai tare. Echipele sunt de nivel înalt. Ne pregătim în continuare pentru obținerea de resurse financiare și umane pentru a rămâne Liga 1, pentru că suntem singura echipă din Moldova în Liga 1 și trebuie să ținem steagul sus.